make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem, după cum vedeți, un meci în Liga Campionilor împotriva lui Inter Milano și alte meciuri cu Vaslui, dar mai puțin slăbuțe și mai ales acum că deja a apărut faci 15, cum știm, oricum s-ar putea să mai simulăm mai așa o mare parte din meciuri, dar un meci atât de important cu echipa pe primul loc Inter Milano, nu putem să-l simulăm, este pe terenul nostru, echipa într-o formă bună și vom da play. Și începe meciul, noi avem lovitura de star, mai bine zis, îl avem oricum în atac pe cel mai periculos poate jucător al nostru, unul dintre cei mai periculoși de fapt, Martial, care de fapt e Marțian. Iată acum pe Inter prin Dzeko, un atacant destul de înalt, a încercat acolo să dribleze, dar s-a încurcat în scheme și Maxim, pasă deviată, de fapt interceptată jucătorul lui Inter, Juan Jesus. Lazar acum recuperează, pasează la Filip, Lucian Filip trage prima ocazie a meciului, oare Filip Handanovic a reușit să apere, să respingă în corner pentru echipa noastră, preluare bună al Filip aici și șut cu stângul, a fost piciorul lui de bază, acum să vedem pe Maxim, concentrare, era pentru Varela, șut al lui Lazar, blocat și e hands, ce lovitură liberă avem aici, de la 20 de metri, să vedem cum vă bate Maxim, dar apără Handanovic și acum să vedem, deci n-a avut ce să facă acolo Chamberlain la cap, iar italienii încearcă să iasă pe un contraatac, pornit chiar de la Nagatomo, un fundaș japonez Nagatomo și ce pase pentru Chamberlain poate scăpa la unul cu Shar, Chamberlain încă o dată, haide Chamberlain frumos. Oh my god, n-a trecut acolo Chamberlain, din păcate. Nagatomo foarte înaintat în această primă repriză, centrează, o centrare chiar inspirată, dar respinsă de Edgar, unul dintre cei mai buni jucători la cap ai noștri. O pasă până la urmă la Freddy Guarin, trebuie să facem un pressing agresiv, dar nu reușim asta, din păcate, Gardo și Varela respinge el până la urmă. Să vedem pe Maxim, o pasă încercată de Maxim, dar nu a fost reușită. Foarte bine a interceptat Varela și a pasat imediat la Martial îl invită la minge pe Gabi Tor și așteaptă urcarea lui Mățel, acesta îl ajută pe flancul drept, Mățel acum trece foarte frumos, Alexandru Mățel își face balonul pe șut acolo, dar nu are cel mai bun control al balonului, Nagatomo l-a deposedat cu mare ușurință, o șansă mare aici prin Filip din nou, Filip în fața golului, nu a mai apucat să șuteze, a fost foarte bine protejat balonul de jucătorul lui Torje acum, 1-1 cu Shar, Torje frumos, cât de frumos, Torje, trage Torje, dar Handanovic apără încă o șansă pentru noi, Chamberlain centrează, dar balonul a fost respins. Respins destul de bine cei de la Inter care încearcă să iasă pe un contraatac. Să sperăm că îi vom opri odată și odată. Jonathan acolo, Edgar nu reușește să-l oprească și facem în continuare pressing. O centrare care ajunge la Freddy Guarin. Freddy Guarin marchează. Că este chiar capitanul lui Inter Milano. Într-un 33 marchează Guarin și joacă samba. E oricum columbian acest Guarin și iată cum a scăpat acolo, a scăpat prea ușor. Din păcate suntem conduși și noi am avut primele șanse și șanse chiar mari în fața italienilor, dar nu am putut să marcăm ca de obicei. În Champions League parcă e un blestem care vrem să îl rupem odată și odată, pentru că nu e bine deloc așa să ai atâtea ocazii și abia să dai un gol pe meci, iar adversarii tăi din... scapă aici Martial, trage dar apără Handanovic, ocazie mare din nou, acum tragi, ce mai tragi acum, dar ce greșeală a făcut acolo fundașul Inter, greșeală care puteau costa golul, să vedem pe Maxim care bate din corner, centrale pentru Gardoș, Nagatomo a scos acolo, Gardoș și oricum imparabil la lovitura de cap, Nagatomo totuși a reușit să scoată el, omul pus la bară de Handanovic, un alt corner, să vedem aici ce vom face la cornerul acesta, poate o nouă centrare inspirată a lui Torje, daete către Martial, acesta atinge și cade Martial în careu, dar nu se dă nimic decât fault în atac. Acum are Interul o lovitură liberă, să vedem centrare către Hernandez, Edgar până la urmă deviază în brațele lui Jasper Silasen repune Martial, din păcate a greșit.
Sunt doar doi fundași ai noștri în jocul. Acum am coborât mai mulți în jumătatea noastră de teren. Pasă la Dzeko. Dzeko atinge balonul acolo. Parta este goală. Nu! Destilă să. Oh my god! Scoate Mățel în ultimul moment. Incredibil! Ce ocazie! Ce ocazie uriașă au avut italienii. Și acum să vedem contraatacul nostru. Ce vom face? Sună promițător. Pasă pentru Martial. Martial! Martial! Nu, nu are cea mai bună poziție. Iar centrarea este prea în față acolo pentru Chamberlain. Maxim a primit de la Chamberlain. Acum Maxim între doi adversari, cât de frumos a trecut acolo Maxim, o pasă foarte bună pentru Filip Juan Jesus, respinge acolo din fața lui Filip, foarte acrobatic, o foarte făcut acolo de Jesus, pasă pentru Torje. Și out acum pentru echipa noastră. Vedem și o schimbare făcută normal de adversarii noștri. Mățel acolo pentru Lazar. Centrarea lui Lazar mai bună de această dată, dar tot italienii câștigă la cap. Nagatomo și poate ultima fază a meciului, este minutul 90. Sper să nu fie asta ultima fază, să mai avem și noi măcar cine știe ce gol vom da minutul 90. Dar iată pe italienii la poarta noastră. Nagatomo acolo, trei adversari pe el. Se duce până la urmă în colțul terenului. Centrează neinspirat și respinge Filip. Wow, Lazar era cel mai avansat jucător al nostru. Și meciul din păcate este pierdut de noi și pe terenul nostru împotriva lui Inter. 1-0 Maxima a fost un meciului, dar a avut o notă chiar mică, 6,9. Deci meciul a fost, de fapt, jucătorii noștri au făcut un meci foarte, foarte slab. Maxim ne-a mulțumit că a jucat, dar nu a făcut mai nimic. Avem un meci cu Vaslui în deplasare, suntem pe primul loc cu 5 puncte și un meci nejucat în fața locului 2 Pandurii, Târgu Jiu, iar acesta este meciul jucat împotriva Vasluiului, care îl vom juca. Este un meci în deplasare. Și da, începe și acest meci împotriva, de fapt, împotriva moldovenilor de la Vaslui. Aici să nu uităm unde a jucat unul dintre cei mai importanți atacanți străini din țara noastră, este vorba de Wesley Lopez, a ajuns și el acum la CSMS Iași. Noi am pierdut din păcate balonul aici, recuperat imediat de jucătorii Vasluiului, care încearcă să construiască. Martial sprintează, Martial are viteză foarte bună acest atacant, Martial continuă, Martial, dar Bahia a pus acolo piciorul și l-a oprit foarte, foarte ușor pe jucătorul nostru, iar Vasluiul este din nou într-o construcție, tor balonul aici. Acum Chamberlain, zona centrală, șutul lui Chamberlain se duce peste poartă, din păcate a treia sculatul acolo, a încercat un finishat, dar nu a prins cadrul porții, s-a dus ceva peste poartă acolo, poarta lui Ailenei. O pasă acum pentru Filip din prima la Maxim, Alexandru Maxim, de carul nostru, foarte frumos trece, haide Maxim, Maxim pasă excelentă la Filip, Filip gol, gol Filip, excelent a finalizat de această dată, dar asistul de vis este al lui Alexandru Maxim. Filip a avut o misiune ușoară, se pare că a dat aici în campionat gol Lucian Filip, dacă în Champions League nu a reușit împotriva lui Handanovic, și noi conducem cu 1-0 împotriva Vasluiului. Pe terenul nostru, să nu uităm, nu am reușit să marcăm din păcate împotriva italienilor și am pierdut, am rămas cu 2 puncte în grupă, dar mai sunt șanse de calificare în primăvara Champions League. Martial pentru Edgar în flancul stâng, haide să vedem viteza lui Edgar acum, a încercat o pasă, se folosește el de viteza lui Martial, Martial încearcă o pasă, dar aceasta a fost interceptată de Popa și noi imediat facem pressing, dar reușește să trimită balonul din zona aceea periculoasă, Vasluenii, acum este Abeliras, excelent teclinul lui Mățel și Filip pentru Martial, mai departe la același Mățel, Mățel continuă, Mățel o pasă pentru Maxim, haide Alexandru Maxim, foarte frumos, trece Maxim și gol! Maxim gol și pasă de gol în meciul acesta. Un meci super făcut de jucătorul nostru într-o formă bună. Cât de frumos preluare aici, fake shot, continuă, a trecut cu șansă, dar șutul nu i-a mai dat nicio șansă portarului advers. Este 2-0, marcăm în minutul 31 prin Alexandru Maxim. O pasă din nou excelentă al Maxim, de această dată pentru Chamberlain, să vedem dacă va marca și Chamberlain, e gol, 3-0, umilință, ce gol frumos reușește să marcheze și Chamberlain,
Au marcat jucători foarte importanți de la echipa noastră și cel mai important au marcat foștii noștri goalgetteri din sezonul trecut, Chamberlain și cu Maxim. În acest sezon Chamberlain este goalgetterul nostru și vedem ce finalizare minunată a găsit aici cu latul pe jos la firul ierbii în plasa laterală. La 4 minute chiar după golul lui Maxim reușește să puncteze și Chamberlain dintr-o misiune ușoară, putem spune. În care un nostru Abelarias continuă și pasează. Oh, mingea se duce pe lângă poartă. Prima și cea mai mare ocazie a vazluenilor în acest meci este minutul 58, un șut care se duce pe lângă poartă, dar a avut o șansă bună la fața aceasta, poate chiar de a marca golul de onoare. Totuși nici să nu îndrăznească așa ceva la ce meci prost au reușit să facă. Și o minge care se duce acolo din cealaltă parte a terenului, chiar în aut. A fost o pasă încercată de Chamberlain. Lazar recuperează foarte bine, să nu uităm că Lazar are șut bun. Lazar pasă pentru Chamberlain, de fapt este Maxim. Da, Maxim dă gol. Imposibil să rateze Alexandru Maxim. Un volet care l-a învins pe portarul Vasnoienor încă o dată și a reușit să facă dubla. Două goluri și o pasă de gol. Pasa de această dată este primită de la Vali Lazar și un gol din volet aici din prima lui Maxim Mingea și măcar nu a mai căzut jos. Gol frumos pe scurt. La 0 pasă care îl căuta acolo pe Martial, dar acesta nu a putut să atace bine balonul. Acum recuperează Martial este aproape căreul de 16 metri, trage acolo, dar au respins până la urmă vazluienii chiar în piciorul propriilor lui atacant. Acum Maxim, ce gol minunat reușește să marcheze Alexandru Maxim, un hat-trick și o pasă de gol, două goluri incredibile marcate de acest jucător, un golaso și de această dată meciul lui Maxim este acesta, un hat-trick și o pasă de gol, un golaso din nou aici după o recuperare incredibilă. A marcat chiar până în minutul 90 aici la Vaslui și este 5-0 pentru echipa noastră. Clar, Maxim va fi omul meciului și ar putea să aibă chiar și o notă de 10 în meciul acesta. A făcut un meci excelent, dar vă dați seama că asta înseamnă nici să nu greșească nicio minge ca să ai notă de 10. Îmi aduc aminte de la cariera noastră cu Liverpool, Bruma a avut odată notă de 10 și trebuie odată să sune odată pentru ultima oară să fluiere acest arbitru, dar noi tot atacăm, tot ne ducem spre poarta vazluienilor, se termină până la urmă meciul, după 90 de minute conducem, de fapt am bătut cu 5-0 am bătut pe Vaslui. Ne-am luat revanșă după înfrângerea din Europa împotriva lui Inter. 9,9 este nota lui Maxim, tot nu a avut nota 10. Să vedem ce mai avem în continuare. Îmi pare că avem meci, da, în cupa României în 16. Și cam acesta a fost episodul de astăzi. Până data viitoare, sayonara.